slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Poștor Domnului, ne ridicăm în picioare și începem în această seară slujba cu o rugăciune. Ne vom ruga Domnului ca El să reverse binecuvântare, har, cuvânt și toți să simtă că El vorbește. Ne rugăm cu toții. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de cer. Din gura copiilor și a celor ce sunt la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiu omul ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării. Tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Vă rog să luați locul. Un om de știință, citind acest psalm, a dat peste versetul unde spune: că sunt mările au cărări. Drumurile au, pământul au drumuri, șosele, dar nimeni nu s-a gândit că și apele au cărări. Din punctul nostru de vedere, care nu trăim pe ape, nu s-a gândit că ar putea fi cărări care să fie protejate, să fie diferite. Acum, nu știu dacă ați văzut pe internet zone unde se întâlnesc două oceane, unul este de o culoare, unul este de alta și nu se amestecă.
Câte mii de ani a fost scris acest verset înainte de a se observa lucrul acesta? Și luându-se după acest verset, a spus, neapărat, dacă este scris, trebuie să fie și adevărat. Și a început să cerceteze curenții, a început să cerceteze vânturile și așa s-a făcut cărările pe care vapoarele merg. Că nu merg anapodat, cum nici avioanele nu merg. Și luându-se după acest verset, a putut ca să meargă safe vapoarele. Chiar dacă s-au mai întâmplat anumite nereguli. Deci, dacă Dumnezeu este la cârmă, trebuie să ne punem nădejdea în El, studiem cuvântul, El ne va vorbi în orice domeniu prin care noi avem nevoie. Amin. Vom lăuda pe Domnul prin fratele care de-abia așteaptă să lase bucurie peste fiecare dintre noi. El are cântări și i-am zis că tot bagajul și cunoștința lui să o lase aici și Dumnezeu va răsplăti mult mai mult decât ne gândim noi sau credem că o va face. După care îl invit pe fratele Temișan să vină în față și să dea următorul îndemn ca să ne rugăm și să ascultăm de el. Domnul să îl întărească. Doamne, vin și genunchez, ție îți mărturisesc, fără tine aș cânta, doar tu ești odihna mea. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Acolo unde e mult păcat,
Slăviți să fie Domnul! Amin! Slăviți să fie Domnul! Amin! Frați și surori, ne bucurăm în seara aceasta că suntem la biserică și nu suntem în altă parte. Ne bucurăm în seara aceasta că suntem la părtășie. Ne bucurăm în seara aceasta că Domnul este în adunare. Slăviți să fie Domnul! Amin! Frați și surori, dragi oameni lui Dumnezeu, vreau să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Roman capitolul 10. Roman capitolul 10, doar 3 versete. Și vrem acest Cuvânt al lui Dumnezeu să însușească viețile noastre prin Duhul Sfânt. Amin. Citeți Cuvântul Domnului. Începem cu versetul 8, Roman capitolul 10. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl provăduim noi. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domnul. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. Amin. Iubiții lui Dumnezeu, în seara aceasta vrem să ne rugăm Domnului pentru credință. În seara aceasta vrem ca Dumnezeu în credințe să mărească această credință noastră mică. Pentru că vă spun în numele Domnului, ca să venim din Londra până în locul acesta, în biserica dumneavoastră, ne-a trebuit credință, nu? N-am venit prin vedere, am venit prin credință. Fără să știm de locul acesta, toate respectul cu familia astăzi a fost în Londra, acolo la biserică, la noi, în Dagenham, și ne-a invitat să venim în locul acesta. Și noi am venit prin credință, că lăuziți de Duhul lui Dumnezeu, stăviți să fie Domnul. Iubiții lui Dumnezeu, spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8, unde am citit. Ce zice ea? Deci cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Iubiți-vă lui Dumnezeu, vă spun în numele Domnului, acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie în gura noastră. Trebuie să trâmbițăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să spunem și altora despre acest cuvânt al lui Dumnezeu. Despre minunile lui Dumnezeu. Despre tot ce a făcut Domnul în viețile noastre. Vă spun în numele Domnului, avem atât de povestit, atât de mărturisit înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor, știți, care sunt în locul acesta. Vă spun în numele Domnului, doar o mărturisie scurtă, nu lungă. Eu am vrut să mă despart de Dumnezeu. Aveam vârsta de un an de zile pe care Domnului, nu știam ce înseamnă care lui Dumnezeu, nu știam ce înseamnă pocăință. Și Dumnezeu m-a pus la încercare. Pe când ultima zi de despărțire, pot să spun, a pocăinței, Dumnezeu mi-a testat credința mea prin fiica mea, Andreea, care acum are 18 ani și măritată. Ea, la vârsta de un an de zile, a făcut o criză de temperatură, temperatură de 40 și vine un om din lume și spune, măi omule, vezi că fiica ta este un copil care trage să moară. Și eu am spus atunci, eram supărat pe Dumnezeu, eram supărat că nu merg lucrurile. Așa tânăr cum eram la vârsta de 20 de ani, acum am vârsta de 34 de ani, mulțumesc, mulți înainte. Da. Și omul acesta vine și spune, Timișane, vezi că un copil din mahalaua ta de acolo, din cartierul tău, trage să moară. Și răul de mine a spus, lasă să moară. Frați și surori, dragi oameni al lui Dumnezeu, atunci vine și cu fetița mea pe mâini, doar îi țineau mâna cu degetul, o fetiță frumoasă, cu un an de zile, și când am văzut, m-am îngrozit. În ziua aceea m-am întâlnit cu Dumnezeul meu, care mi-a dat înapoi din nou, să fie Domnul. Frați și surori, dragi oameni al lui Dumnezeu, vreau să vă spun că Dumnezeu în seara aceasta este cu noi. Împodobească-se gloria și slavă pe Iisus Hristos. Frați și surori, vă spun numele Domnului, am citit acolo, din Cuvântul lui Dumnezeu, despre ei, a mers la un frate, la fratele Aurel, și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus așa, eu Domnul să o iau și eu Domnul să o dau înapoi. Frați și surori, dragi oameni lui Dumnezeu, din ziua aceea, am aproape 19 ani pe calea Domnului, nu m-am mai despărțit de bunătatea lui Dumnezeu, nu m-am mai despărțit de dragostea lui Dumnezeu, pentru că Domnul știe să cucerească inimile noastre. Dumnezeu este în adunare, frate și surori. Dumnezeu este prezent. Oriunde merge lumea aceasta, spune Psalmul 139. Doamne, unde voi fugi departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta, spunea Psalmistul David. Dacă voi lua aripele zorilor și cum voi duce să locuiesc departe de fața Ta, iată că mâna Ta este acolo, frate și surori. Am venit în Londra, Dumnezeu este după noi în Londra. Am venit în Marea Britanie, Dumnezeu este cu noi în Marea Britanie. Unde vom merge noi în lumea aceasta? Dumnezeu este cu noi, împodobească-se gloria și slavă. Frați și surori, dragi oameni al lui Dumnezeu, în
N-avem noi ce să mărturisim noi înaintea Domnului. Ba da, lucrările Lui, minunile Lui din viețile noastre. Atunci când am avut pâine, Dumnezeu ne-a dat pâine în casa mea. Atunci când am avut îmbrăcăminte, Dumnezeu m-a îmbrăcat. Atunci când am avut bănuți, Dumnezeu mi-a dat bănuți. Atunci când nu mai puteam, Dumnezeu a venit și mi-a spus, eu pot să-ți dau biruință, pot să-ți dau în încercare biruință, pentru că eu, Domnul, fac încercarea. Și totul Domnului zbădesc în încercare. Stăviți să fie Domnul. Iubiți lui Dumnezeu, dragi oameni lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului mai departe. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propăduim noi. În seara aceasta Dumnezeu lucrează în dreptul nostru. În seara aceasta Dumnezeu este la dreapta noastră, ca și surori. În seara aceasta Dumnezeu a venit mai dinaintea noastră, aici, în locul acesta. El ne-a așteptat. El a dat mâna cu noi în locul acesta privat. Stăviți să fie Domnul. Iubiți lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos în Marcu, capitolul 6, iată semnele care vor însoți pe cei care cred în numele meu. Stăviți să fie Domnul. Știți, spune cuvântul lui Dumnezeu că credința este cerușăreasa bisericii. Credința, frașii surori, le face pe toate. Credința aduce prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Credința, frașii surori, înviază morții. Credința, frașii surori, oamenii se vindecă, se ridică din scaunele lor paralizate. Credința, frașii surori, este aceea care mută muntele din loc. Credința, frașii surori, ne va da un loc în împărăția lui Dumnezeu. Credința Dumnezeu, stăviți să fie Domnul, stăviți să fie Iisus din Nazaret. Atunci când oamenii au avut nevoie de El, predica fratele Florin dimineață. Când oamenii au fost aproape de El și El a fost aproape de ei. Când Dumnezeu a văzut că oamenii rămân fără pâine, le-a dat pâine. Stăviți să fie Domnul. Când oamenii, frași și surori, au văzut că au nevoie de vindecare, Dumnezeu le-a dat vindecare. Dumnezeu este bun și El răsplătește pe cel care caută. Stăviți să fie Domnul. Stăviți să fie Iisus din Nazaret, care în seara aceasta este cu noi. Îl simți, nu-L vedem, dar El este cu noi. Eu cred 100% că Dumnezeu este la dreapta noastră în seara aceasta. Spune versetul 9. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din mort, din morți vei fi mântuit. Frașii și surori, haideți să ridicăm înaintea Domnului. Eu cred, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu Domnul unde sunt, în mijlocul lor, stăviți să fie Domnul. Ne rugăm pentru biserica aceasta, frașii și surori, ca Domnul s-o umple cu suflete, ca Domnul s-o mulțească, pentru că vă spun în numele Domnului, în seara aceasta, chiar dacă nu sunt mulți oameni cu noi, dar este Domnul în mijlocul nostru. Stăviți să fie Domnul. Și când este Domnul în mijlocul nostru, simțim unghierea Lui, cu lacrimi pe obrazul nostru, pentru că Dumnezeu știe să cerceteze pe oameni și să le dea credință. Ne rugăm pentru locul acesta și Domnul să le dea credință. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Da, fratele Hitler, el vrea să laude de nou pe două cântări.
Robert și noi împreună cu el vom lăuda pe Domnul și fratele Andrei va lăuda și el prin îndemnul care îl dă să ne rugăm, el îl va da spre slava Domnului și noi îl vom susține și ne vom ruga pentru el. Fratele Hitler să laude pe Domnul și împreună cu noi.
Trezește-te tu care dormi, Domnul te va lumina. Ochii El îți va deschide, să vezi bine ca la sa. Împărtășire rugăciun, Dumnezeule, te-a mai vor. Răspunderea de mea căci zilele vor bine spune ghele. Împărtășire.
și cu ajutorul lui Dumnezeu cei care aveți Biblia, pentru că vreau să citesc un cuvânt cunoscut de toți. Este un cuvânt foarte ușor de reținut. Cuvântul acesta lui Dumnezeu se găsește în Matei, capitolul 6, am să citesc de la versetul 9 în jos. Cuvântul cunoscut, am spus, pentru că este vorba despre rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o ucenicilor. Este vorba de rugăciunea domnească, Tatăl nostru, și cunoașteți cu toți acest cuvânt. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu și chiar vă rog, eu citesc și voi recitiți după mine. Prima dată citesc eu și apoi voi recitiți, pentru că este foarte ușor. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, eu l-am considerat, acest cuvânt este foarte, cel mai ușor, cea mai ușoară rugăciune. De reținut. Poate să o repete și un copil mic, dar noi maturi. Haideți să citim cuvântul Domnului. Deci, citesc de la versetul 9. Eu citesc și voi recitiți când începem. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în cer. Tatăl nostru care ești în cer. Sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Vii în împărăția Ta. Vine împărăția Ta. Facă-se voia Ta. Facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi. Dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și izbăvește-ne de tot ce este rău. Și izbăvește-ne de tot ce este rău. Căci a Ta este împărăția. Căci a Ta este împărăția. Puterea. Puterea. Și slava în veci de veci. Amin. Și slava în veci de veci. Amin. Mulțumesc de ocupat locurile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să vă spun că dorința noastră atunci când am auzit că e o biserică la început a fost și mai mare, cu toate că e o biserică la început. Știți de ce? Pentru că mulți obișnuiesc când aud că e o biserică mare, deja formată, atunci parcă dorința lor e și mai mare să ajungă, dar pentru mine, vă spun sincer, am avut o mare bucurie să venim în mijlocul vostru, pentru că am auzit că lucrarea este la început și fratele Florin spunea, când vineam, fraților, este bine să mergem acolo, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu, pentru că este un cuvânt sfânt. Este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acesta lui Dumnezeu, prin el spune cuvântul Domnului, socotim că avem viață veșnică. Cuvântul pe care l-am citit, spuneam la început că este foarte ușor de reținut. Dacă spui la un copil mic să spună rugăciunea aceasta, știți cât de bine o face? Poate să o spună oricine, dar m-am gândit că cuvântul acesta nu îl ajută cu nimic, numai dacă știe să repete ca și o poezie, doar și atât. Cuvântul acesta lui Dumnezeu are efect, dacă vreți, are putere, numai atunci când tu faci parte din cuvântul acesta, faci parte din familia lui Dumnezeu, faci parte din biserica lui Dumnezeu, faci parte din Dumnezeu, dacă vreți. Cuvântul acesta are mare efect. Și când fratele Timișan amintea de ceea ce s-a întâmplat cu familia lui, cu fetița lui, m-am gândit la
ceea ce s-a întâmplat de multe ori cu noi și atunci când l-am chemat pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a prezentat în locul să fie și i-am spus că rugăciunea aceasta nu poate să o zică oricine. Nu are voie, mai bine zis, să o repete sau să o zică oricine. Poți să o spui, dar nu are efect. Rugăciunea aceasta are putere numai atunci când Dumnezeu este Tatăl tău, slăvit să fie numele Domnului. Într-o seară, pe la 1 noaptea, aveam problemă ca și fratele Timișan cu fetița mea, o cheamă Ana Maria, acum are 21 de ani, avea pe atunci un an și ceva, și pe la 1 noaptea a început să plângă, a început să țipă, a început să aibă febră. Noi eram la început. Aveam doar câteva luni pe calea Domnului. Am venit în ziua aceea de la biserică și frații vorbeau despre puterea lui Dumnezeu. Și în urma acestor lucruri pe care s-a întâmplat, eram foarte obosit. Am venit cu frații dintr-o lucrare pe care frații m-au luat cu ei. Soția a stat cu ea de la ora 1, ea îmi povestea, eu dormeam, până la ora 3. La ora 3, soția, plângând, a venit la mine și m-a trezit și mi-a spus, Andrei, trezește-te pentru că nu mai pot. Și a spus, ce s-a întâmplat? Dacă nu ducem fetița la spital, fetița noastră moare. De 2-3 ceasuri plânge într-una, țipă, nu știu ce are, i-am dat de toate, nu vrea să mănânce, nu vrea nimic, ce se întâmplă cu ea? Și atunci, Duhul Domnului a venit la mine și mi-a spus, pune-te pe genunchi. Astăzi ai auzit despre puterea lui Dumnezeu. Astăzi ai auzit să-L chem pe Dumnezeu atunci când ai necazul. M-am trezit și am chemat pe soția mea și am spus, soție, noi avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care a spus că nu ne părăsește niciodată. Chiar dacă mama pământească, chiar dacă tata te va părăsi, spune cuvântul Domnului, El nu te va părăsi niciodată, slăvit să fie numele Domnului. Așa cum știam noi, ne-am pus pe genunchi, am luat fetița în brațe, și am strigat și am spus, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Și vreau ca în seara aceasta să Te prezinți și să Te atingi de fata mea. N-am putut să spun multe lucruri. N-am putut să rostesc multe cuvinte acolo. Nu știam bine să mă rog. Dar am chemat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a prezentat că lăuda să fie în N-am terminat cuvintele pe care le-am rostit și fetița a revenit. A început să ne mângâie, a început să vorbească cu noi, a început să ceară de mâncare, nu mai avea febră. Și atunci am lăudat pe Dumnezeu și am spus, ce mare Tată al Domnului, lăudat să fie Dumnezeu. Spuneam că nu și oricine poate să rostească acest cuvânt a rugăciunii aceasta a Tatăl nostru. Cel care are pe Dumnezeu ca Tatăl, poate să o rostească pentru că are putere lăuda să fie numele Domnului. Ucenicii au venit la Domnul Iisus și i-a spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. N-a spus, Doamne, învață-ne să ne predicăm. Învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus a început să le spune, iată când trebuie să vă rugați. Când vă rugați să spuneți așa, Tatăl nostru care ești în cer. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu, este Dumnezeu Tatăl meu? Este Dumnezeu Tatăl vostru? Atunci când ai pe Dumnezeu ca și Tatăl, atunci când Dumnezeu este Tatăl tău, ai curajul să mergi la El la 12 noaptea, ai curajul să mergi la El la 2 noapte, ai curajul să mergi în fiecare zi la El și să-i spui problema cu care te confrunți. Cel mai bine și cel mai îndrăzneț, poți să spun, poți să te duci la Tatăl tău să ceri. Cu toate că eu
N-am avut o copilărie să știu așa de bine ce înseamnă să ai un tată. Pentru că la vârsta de 9 ani, tatăl meu a murit. Am rămas 14 în casă, eram noi 10 frați și mama și tata, pe când trăia, o soră de-a mamii, a părăsit copiii și mama le-a luat, știți cum ce-a spus ea. Unii mănâncă 10, a zis, mai mănâncă și ăștia 4. Și a mai luat 4. Și noi eram 14. Imaginați-vă o viață fără tată. Pentru mine, vă spun în numele Domnului, eu am suferit foarte mult. Știți de ce am suferit? Eram foarte apropiat de tatăl. Nu puteam să dorm fără el. În fiecare seară, până nu mă punea la peptul lui, nu adormeam. N-am putut să mă liniștesc cu gândul acesta că tatăl nu mai este. Când auzeam copiii de vârsta mea și se duceau și alergau la tată, pentru mine era cea mai mare durere. Mergeam acasă și în fiecare zi, vă spun în numele lui Iisus, plângeam. Mă trezeam dormind cu lacrimi. Dormind mă puneam cu lacrimi. În fiecare seară, gândul meu era la tatăl. Și nu puteam să mă obișnuiesc cu gândul acesta. Când vedeam copiii care se duc la părinți, la tatăl, și pronunțam numele acesta de tatăl, pentru mine era cea mai dureros. Dar atunci când m-am întors la Domnul, s-a citit acest cuvânt. Și când am auzit rugăciunea aceasta, și când am auzit pe frații citind din cuvântul acesta, mi-a rămas în inimă. Frații citeau și spuneau, iată cum trebuie să vă rugați. Să spuneți, Tatăl nostru care ești în cer. Și în urmă am chemat un frate și am spus, cum? Pot să spun lui Dumnezeu, Tatăl? Și frații mi-au zis, da. Poți să spui lui Dumnezeu că este Tatăl tău. Pentru că cuvântul Domnului și mi-a arătat că cei ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se numească cum? Copiii lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Noi de când l-am primit pe Domnul, am devenit copiii lui Dumnezeu. Și atunci când m-am rugat și am spus acest cuvânt și am putut să pronunț cuvântul acesta, Tatăl, de atunci în ziua aceea, vă spun în numele lui Iisus, cineva parcă am simțit că a venit la mine și m-a luat de mână. Am simțit că mâna, ca și cineva pune o mână peste tine, am simțit o mână care era peste mine, am simțit că cineva m-a luat în brațe și eu plângeam și mă gândeam la Tatăl. Și când am spus, Tatăl nostru care ești în cer, Dumnezeu este Tatăl tău atunci când tu faci voia Lui, lăudat să fie Dumnezeu. Să ne ajute la lucrul acesta, să înțelegem că noi L-avem pe Dumnezeu ca și Tatăl. Tatăl nostru este Dumnezeu și El ne ascultă ori de câte ori Îl chemăm. Cheamă-mă, spunea cuvântul Domnului, în ziua necazului. Eu te voi izbăvi. Iar tu mă vei proslăvi, lăuda să fie în numele Domnului. Avem un Tatăl mare în ceruri. Și atunci când avem probleme, atunci când avem necazuri, El vine și ne ajută, lăuda să fie în numele Domnului. Apoi spunea cuvântul Domnului, sfințească-se numele Tău. Dragii mei, dacă L-avem pe Dumnezeu ca și Tatăl, ce copii ar trebui să fim noi? Copii care trebuie să sfințim numele Lui Dumnezeu. Oamenii din jurul nostru trebuie să vadă niște copii, copii al lui Dumnezeu, diferiți față de ceilalți copii, diferiți de oamenii care n-au tată, un copil orfan, știți ce viață are? Un copil fără tată are o viață foarte grea și când vezi că fac niște năzbâte, niște lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu, știți ce spui? N-are tată, de asta face așa. Noi care declarăm că Tatăl nostru este Dumnezeu,
Noi trebuie să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață după voia lui Dumnezeu, lăudat să fie în numele Domnului. Trebuie să sfințim pe Dumnezeu în viețile noastre. Trebuie să se vadă o schimbare în viața noastră. Și oamenii care vor vedea lucrul acesta să-L binecuvinteze pe Tatăl nostru, slăvit să fie în numele Lui. Avem un Tată în cer care ne asculte, dar noi ca și copiii Lui trebuie să sfințim numele Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Cu părere de rău spun despre niște familii și apoi intrăm în rugăciune. Am auzit pe mulți spunând așa, avea pe tatăl lor beții. Și știți cum a devenit și copiii? Tot beții. Și știți ce spuneau oamenii? Seamănă cu tatăl lui. Ce a făcut tatăl lui, așa face și el. Și când am auzit cuvântul acesta, parcă am rămas uimit așa și mă gândeam, uite ce vorbesc oamenii despre noi ca și copiii a unui tată. Omul acesta, dacă face ceva rău, nu numai că îl vorbește pe el de rău, vorbește și părinții de rău. Și în Proverbe știți ce spune? Un nume bun este mai de preț decât aurul și argint. Dacă tu îl sfințești pe tatăl tău, dacă numele tău este bun în fața oamenilor, în fața societății în care trăiești, în fața vecinilor, Dumnezeu va fi sfințit și Dumnezeu va fi proslăvit, lăudat să fie numele Domnului. De aceea vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și vrem să ne rugăm în rugăciunea aceasta ca Dumnezeu să se atingă de inima noastră, să fie Tatăl nostru. Să putem să-L sfințim numele Lui. Să putem a binecuvânta numele Lui. Să putem ține drept calea Lui ca numele Lui Dumnezeu să fie proslăvit, lăudat să fie numele Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu vede totul, lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu știe ce am făcut noi. Dumnezeu cunoaște viața noastră. Mi-aduc aminte când Domnul Iisus Hristos stătea în fața vestierului din templu, spune Biblia că acolo vineau oamenii și aruncau bani. Dar spune Biblia că Iisus se uita la ei. Astăzi vreau să vă spun că Iisus se uită la noi. Se uită la noi și vede ce facem noi pentru El. Cum facem noi lucrarea pentru El. Dacă ne sacrificăm. Am auzit spunea surorii care sunt aici în biserică, lucrarea pe care o fac, se duc și vestesc Evanghelia. Este un lucru. Poate că noi oamenii nu dăm mare preț pe lucrul acesta. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu din cer vede și El le va răsplăti, lăuda să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și vrem să înălțăm o rugăciune și vrem ca rugăciunea aceasta să chemăm pe Tatăl nostru la lucru. Vrem ca rugăciunea aceasta să punem numele Domnului peste lucrarea aceasta. Să chemăm prezența lui Dumnezeu peste inimile noastre. Să chemăm prezența lui Dumnezeu peste orașul acesta. Să lucreze Dumnezeu așa cum a lucrat în viața noastră, așa cum a lucrat în satul nostru, în orașul nostru. Să lucreze Dumnezeu și să scoate oameni la mântuire, lăudat să fie numele Domnului. Și într-o zi, când noi venim aici, biserica să fie plină și Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin. Intrăm în rugăciune. Tatăl nostru, Doamne, Iisus, venim în Iisus, Doamne, 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 Doam
Vă rog să ocupați locul. Fratele Ester abia așteaptă să-l laude pe Domnul. Este rugat să laude pe Domnul cu încă două cântări. Și fratele Iacon Florin are deja pregătită o predică. Iar dacă trebuie completat, Duhul Sfânt să-l ia în primire și tot ce vorbește noi să fim ascultători și împlinitori. Amin. Fratele Hitler să-l audă. Scoate din altă. Scoate din altă. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să urmezi în fiecare zi. Până ziua când acel mă vei chema. Nu mai pot fășit decât privirea sus. El nu te vale.
așteaptă ca să spui, mă voi ridica. Și mă ridic, mă ridic, în numele lui Iisus. Mă ridic, mă ridic, ca un țar de miluință mă ridic. Și nu voi renunța, de ce? Știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic, mă ridic, ce pusese Dumnezeul meu în inimă ca să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaurului și spre poarta Gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului, pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zi. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunia din cei ce vedeau, din cei ce vedeau de trebuie. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocană. Și le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și i-au zis, să ne sculăm, să zidim. Și s-am întărit în această hotărâre bună.
Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit și Gershem, arabul fiind înștiințat, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbăr. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Amin. Puteți să reocupați lucrurile. Dragii mei, frați și surori, eu de obicei predic foarte lung. În timp nu am decât o jumătate de oră, pentru că am înțeles că este program doar până la ora 7. Și m-am gândit în seara aceasta că ar fi potrivit pentru dumneavoastră și pentru noi ca să vorbesc câteva lucruri despre implicare. Pentru că este o biserică la început, cred că e nevoie de un cuvânt dintre acesta pentru dumneavoastră, cum să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu. Este o carte deosebit de interesantă, este vorba despre cartea lui Nehemia, o carte care ne spune foarte multe lucruri despre implicarea lui în ceea ce privește construcția zidurilor Ierusalimului. Având în vedere că situația în vremea lui nu era una prea bună. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă și ne spune că evreii fusese duși ca sclavi în Babilon și oamenii aceștia trăind acolo în diaspora erau foarte presați, dacă se poate spune așa, situația lor, având în vedere că erau sclavi, nu era prea bună. Însă Biblia nouă ne prezintă că rămăsese niște oameni în Ierusalim, niște oameni mai săraci, nu erau de viță nobilă, dar totuși erau câțiva oameni acolo, erau care stăpâneau în țară, era vorba despre evrei. Omul acesta, Nehemia, spune cuvântul lui Dumnezeu că el ajunsese într-o poziție foarte bună acolo în diaspora. Spune Biblia că ajunsese să fie paharnicul împăratului, avea o poziție bună, avea o situație bună din punct de vedere financiar, dar cu toate că omul acesta acolo, în diaspora, acolo în Babilon, ajunsese în poziția aceasta, ceva pe el îl frământa, ceva avea în inimă. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, am văzut câteva caracteristici pe care omul acesta le avea. Toate aceste lucruri sunt luate de cartea lui Nehemia. Și vreau să vi le prezint și dumneavoastră, dacă cumva vreunul dintre voi de aici aveți aceste calități, cu siguranță sunteți buni pentru a vă implica în lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă cumva aceste calități nu le aveți sau nu le avem, cred că încă mai trebuie Dumnezeu să lucreze la viața noastră ca să putem să ne implicăm. Sau chiar dacă ne implicăm și nu suntem caracterizați prin caracteristicile acestea, cred că Dumnezeu va lucra, dar va lucra într-o măsură mai mică decât cea Dumnezeu se așteaptă să lucreze de la noi. În primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, în capitolul 1, versetul 4, capitolul 2, versetul 18 și capitolul 5, versetul 15, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că în primul rând, omul acesta avea o relație foarte bună cu Dumnezeu. Prima caracteristică pe care o are omul acesta este că el are o relație deosebită cu Dumnezeu. Dacă nu ai o relație bună cu Dumnezeu, nu vei putea să te implici suficient de mult în lucrarea lui Dumnezeu. Poate că te vei implica, dar nu vei avea succes. Apoi, spune Biblia că omul acesta, pe lângă relația pe care o avea cu Dumnezeu, Biblia spune că era și patriot. Îi plăcea, era un om care ținea de poporul lui. Spune cuvântul Domnului că omul acesta, ori de câte ori venea cineva de acolo din Ierusalim, stătea de vorbă cu el, se interesa și spunea cum e viața în Ierusalim. Oamenii care veneau din Ierusalim spre Babilon îi spuneau, țara nu este într-o situație prea bună. Ei, omul acesta se interesa, era un om patriot și iubea țara. Cred că dacă cumva lucrul acesta este greu pentru noi
Și dacă nu suntem oameni dintre aceia care să ne iubim semenii, să ne iubim poporul, va fi foarte greu pentru noi ca să ne implicăm într-o astfel de lucrare la care Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu cheamă pe oamenii aceia care sunt patrioți, care își iubesc neamul. Aduceți-vă aminte că spune Biblia, Apostolul Pavel menționează și spune el, mai bine să fiu eu anatema, spunea el, decât să nu câștig pe neamul meu, spunea. Avea în inimă Apostolul Pavel ca să câștige, dacă se poate spune așa, pe cei de naționalitatea lui. Vestea cuvântul lui Dumnezeu la neamuri, la toate celelalte popoare, dar avea o deosebită atenție asupra evreilor. Apoi, pe lângă relație cu Dumnezeu, patriotism, spune Biblia că omul acesta era un om de sacrificiu. Avea, din punct de vedere fizic, ca să vii de acolo și să te deplasezi, să-ți lași confortul, să-ți lași și jobul pe care l-avea. Era plătit bine, era paharnicul împăratului, era foarte bine acolo, o poziție pe care el o avea. Dar ca să cobori de acolo, să vii, să stai în Ierusalim, poate că nu avea confort, poate că nu avea bani, baie, poate, nu știu, lucrurile pe care el le avea acolo, unde putese să ajungă într-o poziție bună, poate că în Ierusalim nu le avea. Dar din punct de vedere fizic, omul acesta a făcut un sacrificiu extraordinar de mare. Economic, nu mai spun. Omul acesta ajunsese într-un timp, dacă vă uitați în cartea lui Nehemia, poporul era într-o grea apăsare, într-o dificultate foarte mare, nu putea să mai muncească, nu putea să mai facă eforturi, pentru că spune Biblia că erau datori, erau datori. Și atunci Nehemia vine, stă de vorbă cu poporul și poporul îi spune, noi nu putem să mai muncim, a spus. Pământurile noastre, a spus, noi suntem vânduți ca sclavi. Atunci Nehemia a trebuit să aibă reacție, spune cuvântul lui Dumnezeu că a cheltuit din resursele lui financiare, le-a dat oamenilor acestora bani împrumut ca să poată să-și răscumpere iar din nou viața pe care ei o aveau ca să poată să trăiască. Deci omul acesta, din punct de vedere economic, e un om de sacrificiu. Dacă cumva nu ai dat niciodată vreun ban la nimeni sau nu ești un om de sacrificiu, nu ești un om care să ai milă, nu te aștepta că vei fi implicat într-o lucrare, pentru că Dumnezeu nu prea are de-a face cu oamenii zgârciți. Dumnezeu îi place oamenii aceia care fac sacrificiu pentru Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Nu mai spun din punct de vedere spiritual, Biblia spune că omul acesta a început să postească. Când se duce la împărat, aduceți-vă aminte că Biblia spune că el era într-o zi de post, omul acesta postea, se ruga înaintea lui Dumnezeu pentru situația poporului său. Apoi, o altă caracteristică, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era harnic. Era un om muncitor. Când a venit în Ierusalim, omul acesta, spune Biblia, că pe lângă funcția de dregător pe care o avea, nu stătea nepăsător, muncea, din punct de vedere fizic muncea. Cu o mână era pe sabie și cu o mână lucra la zidul Ierusalimului. Astăzi, la ora actuală, cei mai mulți dintre oameni le place să comande, să dea ordine, dar prea puțin să se implice în lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Era un om darnic, spune cuvântul Domnului, și pe lângă toate acestea, era un om drept. Era un om care nu a făcut, n-a sugerat de la popor să fie plătit sau să-i se dea. Deci toate aceste caracteristici, dragii mei, frați și surori, vi le-am spus pentru că Dumnezeu pe astfel de oameni îi cheamă la implicare. Cum să te implici eficient și cum trebuie să faci ca să fii implicat? În seara aceasta vreau să vă chem la implicare, chiar dacă sunteți o familie. Poate probabil Dumnezeu vă va chema și poate veți fi mai mulți. Dar ca să puteți să fiți mai mulți, trebuie neapărat să știi cum trebuie să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu, dragii mei frați și surori, este să facem voia Lui. Primul lucru pe care ne-l spune cuvântul lui Dumnezeu de aici, din ceea ce am citit, este că în momentul în care trebuie să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, da, mulțumesc, frate, Domnul să te binecuvânteze.
În momentul în care trebuie să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te implici voluntar. Nu trebuie să o faci având în minte anumite favori. Nu trebuie să o faci având în minte anumite gânduri, nu știu. Vreau să vă arăt câteva exemple de oameni din Sfânta Scriptură care s-au implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dar s-au implicat greșit, dragii mei frați și surori. Biblia ne amintește și ne spune Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 12, este vorba despre exemplul acela al lui Simon Magul. Se duce Apostolul Filip, vestește cuvântul lui Dumnezeu acolo, în Samaria, și spune cuvântul Domnului că s-a pocăit cineva. Unul dintre localnici care era acolo, numele lui era Simon. Omul acesta, spune Biblia, că făcea tot felul de vrăjitorii. Era un om care prinsese așa imagine acolo în sat. Îl cunoștea oamenii, făcea tot felul de minuni. Ei, omul acesta când a venit și s-a pocăit, după aceea a fost nevoie să meargă apostolii acolo să facă o stăruință după Duhul Sfânt, pentru că aflase că primisese cuvântul oamenii din Samaria. Cuvântul Domnului spune când a venit Petru și ceilalți apostoli și au făcut stăruință și și-au pus mâinile să capete Duhul Sfânt, ucenicii care erau acolo, Biblia spune cuvântul Domnului că omul acesta a început și a spus așa. A spus, dați-mi și mie puterea aceasta peste ca oricine îmi voi pune mâinile, a spus el, să primească Duhul Sfânt. Și atunci apostolul Petru a fost silit și a spus așa. Ceea ce tu dorești, a spus. Implicația pe care tu o ai și vrei să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, nu e una bună, nu e una corectă. A spus, inima ta este rea. Și dacă vă uitați acolo un text, apostolul a rostit asupra lui un cuvânt care nu prea e bine să-l spun. A spus, tu ești un om rău, a spus. Implicarea pe care tu o ai nu e după voia lui Dumnezeu. Omul acesta s-a implicat, voia să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, dar nu având o motivație corectă după voia lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu, dragii mei, frați și surori, nu susține o implicare greșită. Dacă vrei să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te implici voluntar, dar având o motivație corectă după voia lui Dumnezeu. Biblia vorbește un alt exemplu. Este vorba în Epistola lui Ioan, versetul 9 și 10. Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu acolo despre un om. Apostolul Ioan menționează un nume. Numele lui este Diotrif, dacă vă aduceți aminte pentru cei care citesc Biblia. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan îl mustră prin epistola aceasta și spunea, este unul în mijlocul vostru cu numele de Diotrif. Omul acesta vrea să aibă întâietate între frați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta era implicarea lui în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, nu numai atât, ne vorbește de rău, spunea cuvântul Domnului. Dar mai mult, cei care vin la voi, spune el, și cei care vor să găzduiască frații, el, Diotrif, îi împiedică pe frații aceștia și cei care vor să se implice în ospitalierea oamenilor care vin acolo, nici pe frați nu-i lasă, dar nici el nu se implică în așa ceva. Și apostolul Ioan îl mustră pe omul acesta și îi spune așa, implicarea lui în lucrare nu este cu o motivație corectă înaintea lui Dumnezeu, ci este o implicație greșită. Omul acesta vroia întâietate, omul acesta vroia respect, omul acesta vroia să aibă imagine în fața celorlalți. O lucrare lui Dumnezeu, dragii mei, frați și surori, nu se face în felul acesta. Ca să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu, e neapărat să ne uităm la exemplul acesta pe care l-am spus. Este exemplul lui Nemia, un om care s-a implicat în viața evreilor, în construcția zidurilor din Ierusalim, fără să aibă nicio motivație greșită. Iubea poporul, Dumnezeu îi pusese în inimă, spune cuvântul lui Dumnezeu, să facă lucrul acesta. Era un om de sacrificiu și când Dumnezeu s-a uitat la el că are o motivație corectă după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a ajutat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu.
ca să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să o faci voluntar, dar dintr-o motivație corectă, după voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, ca să te implici corect, ca să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te implici voluntar. Știi de ce? Pentru că există foarte multe nevoi. Și ascultați-mă ce vă spun. În seara aceasta vă spun un lucru pe care ni l-a spus și nouă unii care sunt mai bătrâni și care au trecut prin aceeași situație ca și noi. Știi ce ne-a spus frate Petru? În lucrarea aceea la care el era, era marea majoritate dintre ei membri din familie. Unii erau frați, cumnați, nepoți. Știi ce au spus? Au spus așa. Fraților, învățați de la noi. Noi în biserică suntem frați și surori, iar afară suntem neamuri. În biserică suntem frați și surori. Dacă copilul meu, spunea fratele păstor, este chemat la comitet, eu stau înaintea lui, nu ca tata a spus, eu stau înaintea lui, a spus ca păstor. Acasă când mă duc, sunt tatăl lui. Omul acesta ne-a învățat atât de multe lucruri încât noi am învățat de la el că în casa lui Dumnezeu suntem frați și surori. Dar afară suntem neamuri, suntem fii, suntem fiice, suntem neamuri, suntem prieteni, cumnați sau orice alt grad de rudenie îl mai avem. În lucrarea lui Dumnezeu trebuie să te implici voluntar pentru că există foarte multe nevoi. Și având în vedere că dumneavoastră sunteți la început, vreau să vă spun că lucrarea lui Dumnezeu este foarte costisitoare. Am simțit-o și eu și toți cei care s-au implicat. O lucrare a lui Dumnezeu, să știți că există foarte multe nevoi. În primul rând, nevoi spirituale, nevoie de post, e nevoie de rugăciune, e nevoie de citirea Cuvântului Dumnezeu, e nevoie de implicare, vestirea Cuvântului Domnului la ceilalți oameni. Din punct de vedere spiritual, este, să știți, un consum în care te consumi înaintea lui Dumnezeu. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos în fiecare seară după ce predica Evanghelia se ducea și se ruga înaintea lui Dumnezeu ca Domnul, Dumnezeu să-i dea putere slăvit să fie numele Domnului. Este o epuizare fizică. De aceea ai nevoie de implicare spirituală înaintea lui Dumnezeu. Apoi este nevoie administrative. Cineva trebuie să se ocupe de videoproiector, cineva trebuie să se ocupe de stație, cineva trebuie să se ocupe de sală, cineva trebuie să se ocupe de plătirea chiriei, cineva trebuie să facă ceva. Și dacă acel cineva nu ești tu, atunci cine să fie? O lucrare a lui Dumnezeu este foarte costisitoare. Ca să te implici eficient înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te gândești că există într-o lucrare foarte multe nevoi. Dacă ți-asumi nevoile acestea, atunci vei spune, da, merg înainte. Dar dacă ești unul care vezi nevoile și spui, nu mă implic, e prea mult pentru mine, atunci nu ești chemat ca să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai spun de nevoi economice. E nevoie de bani, e nevoie pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu poți să faci fără bani. Fără oameni și fără bani nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Ca să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei frați și surori, în al treilea rând trebuie să te implici voluntar. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne cheamă, de fapt, la implicare. Spune cuvântul Domnului la versetul 17 pe care l-am citit, de aici din text spune așa, le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iar zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocană. Omul acesta este susținut în primul rând și în primul rând de Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu prin Nemia îi cheamă pe oamenii aceștia la implicare și spune veniți să ne implicăm. Pentru că înainte ca să-i cheme Nemia pe oamenii aceștia, pe evrei, să se implice în viața socială, spirituală, economică a poporului evreu, spune cuvântul lui Dumnezeu, el, ca persoană, s-a simțit chemat de către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, spune Biblia, îi pusese în inimă
ca să se implice în viața evreilor. Dumnezeu te cheamă la lucrul acesta. Aleluia. E voia lui Dumnezeu să te implici. Sunt foarte mulți creștini, sunt foarte mulți frați și surori de două feluri. Activi și inactivi. Oameni care vin la biserică, dar care le place să se activeze în lucrarea lui Dumnezeu, ca să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oameni creștini care vin la biserică și spun, Doamne, nu mă simt că sunt chemat de Dumnezeu. Merg la serviciu, oameni foarte decenți, oameni care iau cină în fiecare lună, oameni care participă la toate slujbele, dar nu predică, nu cântă, nu se ocupă cu copiii, nu fac școală duminicală, nu fac nimic, Doamne. Ei, oamenii aceștia nu pot să-i numești că sunt creștini activi. Da, ei sunt creștini, dar sunt inactivi. Încă nu și-au activat dorința de a sluji înaintea lui Dumnezeu. Biblia vorbește în direcția aceasta, în Exod capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 10, acolo este vorba despre chemarea lui Moise, dacă vă aduceți aminte. Omul acesta este acolo pe câmp, spune Biblia că era cu oile, nu prea îl interesa implicarea, nu prea era dispus la momentul acela, totuși Dumnezeu se uită la el, timp de 40 de ani îl pregătește, îl pregătește și tot îl pregătește, și apoi după 40 de ani Dumnezeu îl cheamă pe Moise și spune, du-te Moise în Egipt, pentru că vreau să scot poporul meu de acolo. El s-a scuzat, a început să spună tot felul de motive, sunt bâlbuit, nu știu să vorbesc bine, Dumnezeu i-a pregătit pe cineva. Și multe alte amănunte pe care el îl dă cu scopul ca să se scuze, să nu meargă, să se implice. Totuși Dumnezeu, vreau să rețineți gândul acesta, ne cheamă la implicare. Ne cheamă la implicare că suntem bătrâni, că suntem tineri sau că suntem în vârstă. Lucrarea lui Dumnezeu este foarte mare, slăvit să fie numele Domnului. Ogorul Domnului este mare și oricine poate să facă ceva în lucrarea lui Dumnezeu. Unul poate să aducă apă, unul poate să dea o broșură, unul poate să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că toate aceste daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, ni le-a dat nu cu scopul să ne certăm, ci ne le-a dat cu scopul să ajutăm trupul lui Iisus Hristos, să ajutăm Biserica lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. Apoi, dragii mei frați și surori, în a patrulea rând, ca să te implici eficient în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te implici nu numai pentru că te cheamă Dumnezeu, dar și pentru că Dumnezeu, cu siguranță, la ceea ce te cheamă, te va ajuta, te va susține. Pentru că ce-i frumos în textul pe care l-am citit, dacă vă uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 18, omul acesta, Nemia, stă de vorbă cu poporul și argumentul cel mai puternic pentru el este că îi spune, Dumnezeul meu m-a susținut în ceea ce fac. Și ascultați, spune așa, și le-am istorisit cu mâna cea bună Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și ei au zis să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Deci omul acesta folosește un argument foarte puternic. Adică împăratul m-a susținut. Ar fi putut să nu mă susțină. Dar eu am văzut lucrul acesta nu că împăratul a fost cel care m-a susținut, ci de fapt l-am văzut pe Dumnezeu care m-a susținut prin împăratul acesta, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, frați și surori, lucrul cel mai important și cel mai deosebit pe care trebuie să-l știm în momentul când ne implicăm în viața bisericii sau în lucrarea lui Dumnezeu, este că Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, ne va susține, nu ne va abandona. El nu te cheamă ca să abandonezi sau ca să falimentezi. Sau El nu te cheamă ca să faci lucrarea Lui așa ca să te faci de râs. Ca să spună oamenii despre tine, uite-mă, a vrut să facă ceva și n-a făcut nimic. Nu, dragii mei, cei care abandonăm suntem noi. Dar Dumnezeu, El nu abandonează pe nimeni, a slăvit să fie numele Lui. Biblia, cuvântul Domnului spune, dacă vă uitați,
în Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 19, stă de vorbă Dumnezeu cu el și îi spune: Iosua, după moartea lui Moise, când poporul era într-o criză mare, după doliul acela național pe care evreii l-au avut aproape o lună și ceva de zile, îl cheamă Dumnezeu pe Iosua și îi spune: uite, te fac împărat. Te pun aici peste popor. Și situația este în felul următor. Eu te voi susține, a spus. Numai tu stai la dispoziția mea. Spune, cartea legii acestea să nu se depărteze de gura ta. A spus, stai la dispoziția mea și eu te voi susține. Și Dumnezeu, dragii mei frați și surori, a fost Cel care l-a susținut pe Moise și i-a dat biruință. Apoi, spune Biblia, nu numai despre susținerea lui Iosua, dar amintește cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 16, că Dumnezeu l-a susținut și pe apostolul Pavel. În ciuda faptului că avea foarte mulți competitori, foarte mulți oameni oponenți, care se oponeau lucrării lui Dumnezeu, care făceau foarte multe probleme, cuvântul lui Dumnezeu spune că el, apostolul Pavel, era unul dintre acela, era unul dintre acela care a simțit că este prezent Dumnezeu și l-a ajutat Dumnezeu în tot ceea ce făcea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, am vrut în seara aceasta să vă prezint câteva lucruri, deși aș fi avut mai multe să vă spun în seara aceasta, decât că Dumnezeu vă cheamă la implicare. Vă cheamă la implicare. Pentru o lucrare de început e nevoie de implicare. E nevoie de sacrificiu. E nevoie să simțiți că lucrul acesta vine de la Dumnezeu. Și dacă simțiți că lucrul acesta vine de la Dumnezeu, vreau să o faceți dintr-o motivație corectă după voia lui Dumnezeu, nu având în minte lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, dintr-o motivație corectă, pentru că toți oamenii care au avut o motivație bună, corectă înaintea lui Dumnezeu, au fost susținuți de Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat biruință, le-a dat succes și au văzut rezultate, au văzut roade, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, nu numai atât, există foarte multe nevoi, foarte multe situații pe care le vedem. Și dacă nu le facem noi, atunci cine să le facă? Pentru că și eu am trecut prin niște situații, și nu numai eu, toți aceia care au simțit că sunt implicați, câteodată simți că apasă durerea, simți că apasă problemele pe responsabilitățile. Nu pot să spun durere. Responsabilități pe umerii tăi și pasezi așa responsabilitatea și spui, astăzi nu fac eu, du-te și fă tu. Sau altul spune, nu mai pot, numai eu să așez, numai eu să fac. Spune, nu mai pot. Am întâlnit foarte mulți oameni care au spus așa și am zis că toți oamenii aceștia care s-au implicat înaintea lui Dumnezeu, având motivații corecte și văzând că este nevoi care există, sunt reale, nu sunt fictive, oamenii trebuie să se implice, pentru că dacă nu se implică ei, cine să le facă? Și apoi, nu numai atât, Dumnezeu, dragii mei frați și surori, ne cheamă la lucrul acesta. E după voia lui Dumnezeu implicarea în lucrarea Domnului și Dumnezeu, cu siguranță, ne va susține, ne va da ajutor, nu ne va lăsa, nu ne va abandona. N-a abandonat Dumnezeu pe nimeni, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă ți-ai propus să faci ceva, fă-o pentru că Dumnezeu te va susține și te va ajuta și răsplata cea mai mare pe care o vom avea este împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că noi ceea ce facem aici, pe pământul acesta, noi nu facem nimic altceva decât să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte că în Corinteni spune cuvântul Domnului că lucrarea fiecăruia va fi trecută ca prin foc. Dacă lucrarea ta va rămâne în picioare, dacă va fi aur, argint și pietre scumpe, vom avea, spune Biblia, răsplată de la Dumnezeu. Dar dacă va fi lemn, fân și trestie, vom fi mântuiți, dar ne vom pierde răsplătirea. În seara aceasta vom avea răsplată de la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă dea Dumnezeu putere. Putere spirituală, putere fizică,
ca să puteți să vă implicați la maximul lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii care s-au implicat, pe moment poate că n-au văzut rezultate, dar după aceea rezultatele au venit. Pentru că Dumnezeu aduce rezultatele, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Au fost oameni, spune Biblia aici, care au împiedicat, care au împiedicat construcția zidurilor Ierusalimului. Poate că aici voi nu aveți oameni care să se opun. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că există cineva care se opune. Și acesta este diavolul. El nu vrea ca lucrarea lui să meargă, a lui Dumnezeu. Ba din contră, el pune piedici, pune tot felul de lucruri. Ca oamenii să fie nemântuiți. El nu dorește mântuirea nimănui. Pentru că diavolul e diavol. E tatăl minciunii, spune cuvântul lui Dumnezeu. El vrea distrugerea, înjunghierea. El vrea prăpădirea tuturor. Dar Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Acolo, la dealul Golgot, El a biruit, spune Biblia. Și noi, în seara aceasta, nădejdea noastră e Dumnezeu. Sperăm într-un Dumnezeu care El ne va da putere. Aleluia. Și în numele Lui vom merge și vom putea să salvăm pe oameni. Dar nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute în seara aceasta și tuturor nouă să ne ajute Domnul să ne implicăm eficient în lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus Hristos să te răsplătească și noi, repet, să punem în aplicare. Amin. Vom lăuda pe Domnul din nou. Fratele Hitler are cântări și nu cred că reușim să le terminăm astăzi. De aceea zicem să mai vină măcar de 2-3 ori pe lună. Știm că este departe, dar fiindcă nu aveți slujbă după amiază, iar noi avem, e o mare oportunitate să cu el am îndeplinire ce conducătorul adunării de la voi a spus. Vezi că este nevoie, atunci trebuie să te implici și Dumnezeu va da răsplată. Amin. În timpul acestei cântări am vrea să facem și strângerea ca să deci suntem implicați și financiar. Fratele a spus că și financiar suntem implicați. Amin. Și trebuie să plătim toate celelalte lucruri. El știe mult mai bine decât mine, noi suntem la început, chiar dacă au fost și la alte amunări care au fost frați, care au susținut mai mult lucrarea slavă Domnului. Cred că Dumnezeu va purta de grijă, Dumnezeu va lucra, Dumnezeu ne-a vorbit ca să facem această lucrare prin mai mulți lucrători, prin proroci, direct ne-a vorbit. Pot să spun că noi am stat cam la îndoială, că văzând că nu sunt pocăiți de jur împrejurul acestei localități, am zis, Doamne, ne trebuie strategii, am făcut strategii, ne-am rugat, am postit, după care am zis, trebuie să începem, că dacă nu încep, nici nu ajungi nicăieri. Așa că, cu ajutorul Domnului, am început. Fratele Hitler să laude pe Domnul cu o cântare.
căci mâine poate nu este ziua ta. Glorie, aleluia, acum e timpul pentru schimbarea ta. Vino la el astăzi și nu mai amâna, căci mâine poate nu este ziua ta. Azi ceva de vocea lui, ești invitat la munta pe bucur. Eu dacă înaintea de sărbătoare Iisus te așteaptă, ești gata de plecare. Azi ceva de vocea lui, ești invitat la munta pe bucur. Eu dacă înaintea de sărbătoare Iisus te așteaptă, ești gata de plecare. Glorie, glorie, aleluia, acum e timpul pentru schimbarea ta. Vino la el astăzi și nu mai amâna, căci mâine poate nu este ziua ta. Glorie, glorie, aleluia, acum e timpul pentru schimbarea ta. Vino la el astăzi și nu mai amâna, căci mâine poate nu este ziua ta. Și necredință, ești în faliment și în suferință. Adu-te aminte de Iisus Hristos, El e puterea, te ridică de jos. Dacă te frică și necredință, ești în faliment și în suferință. Adu-te aminte de Iisus Hristos, El e puterea, te ridică de jos. Glorie, glorie, aleluia, zică Duhul tot. Acum e timpul pentru schimbarea ta. Vino mai e lasă și nu mai amâna, căci mâine poate tine-i minat glasul meu.
Și financiar. Pentru aceste cauze ne rugăm cu toți.